Amiguito, bă, încă nu m-am gândit că văd, apuc să văd pe cerul României stilul ăsta de zbor. Stai să vi-l arăt. Ei, ce porumbel am scos iar. Madre mia! Se domina topalul cu o guțancă adusă de prințul. Unde ești? Are un stil mâncat așa. Hai, mă, dă-ți drumul mai sus, mă, că nu pot să filmez. Mă. Așa cu capul deasupra corpului. Extraordinar. Superb. Superb. Încă nu mere la stol nebunul. Mamă, la ce-i place să zboare. Băi, ăla cu sternul strâmb care azi am zis că ajunge în ceaun. Deci am zis că ăsta ajunge în ceaun, bă. Uite acolo. Mariposa sau cum îi zice. Când se oprește aproape în loc, în aer. El o continua să zboare, bă, ce place, bă, la strâmbu. Așa îi rămâne numele. Amiguito. Strâmbu. Uite-l. Singurel. Zboară de nebun. Guțanca s-a dus în ciocan. Ei de Dumnezeu, nici el, nici ea. Uite-l acolo. Oh. Unde ești, mă, Coco? Asta e nebun, tată. Deci ăsta zboară de plăcere, mă, nu după guțanca, să-mi bat piciorul dacă... Da, ce frumos o conducea mai înainte. Ăsta de dragul zborului să-mi bag piciorul. Ia, aici e ceva albă care tot să-mi vorbim acest de câteva zile, ceva pierdută. Opa, unde ești? Ba, așa mă urcă altitudinea. Are un stil de la de zbor turbat, bă. Clase în toată regula. Să mă râd și eu ca prostul. Ia uite-l acolo. Uite-l. Ah. Vine la aterizare, nici vorbă. Madre mia, que palomito! Bă, nu zbura niciodată atâta. Drept e că nu prea l-am lăsat mult afară, nici amu. Am profitat de ocazie că o dus prințul o guțancă și prințul s-o băgat și tot chema acolo. L-am închis pe prințul și l-am scos pe el. Zic, na, bag-o tu, fraiere. Nebunul a început să o lucre. Prima dată fac acoperiș, după aia să zboare cu ea, da. Îi place mai mult lui să zboare ca la guțancă. Aici e porumbel. Bă, deci un ster în formă de Z. Să și vede, bă, pe piept, să moră dacă nu. Zici că l-o marca Zoro. Marfă și mai am unul. Bă, ăla care a venit după 24 de ore cu femeia după el, ăla e o petard, nu mai vrea să zboare deloc. Ăla cred că s-a speriat. O fi stat pe 24 de ore, n-a mâncat, ascuns pe undeva, s-a speriat de chestii, de locul nou. Deci l-am tot văzut pe acest pânzon. Nu mai vrea să iasă la zbor deloc. Na, o ieși el dacă vrea. Dacă nu, ia el locul ăsta opal. Ia el locul la cea un. Ia uite-l. Porumbiță? Ne pișăm pe ea, nu? Am zburat un pic, am făcut mișcare. Hai, amiguito. Ceau, am numai separat stilul de zbor al ăsta. Încerc să-l dau cu încetinitor un picuț, să se vadă mai bine. Îți zboară din încheietura umărului frumos. Așa, larg și de multe ori și spre înainte. Adică are stiluri diferite de zbor. Când se întâlnește cu femelă, îi dă mai mult așa, mai pe loc, parcă se etalează practic. Hai,
poveștile altă dată. Acum numai ăsta am vrut să vă arăt. Ciao, bau!